Bună ziua, bine v-am regăsit! Femeia a demonstrat de-a lungul istoriei că este un mozaic al luptelor câștigate cu ea însăși, dar și cu cei din jur. Astăzi este despre cum educația, dezvoltarea personală și inspirația ne pot conduce pe drumul versiunii noastre cele mai bune. Marie Curie, Audrey Hepburn, Oprah Winfrey, Cleopatra, Maica Tereza, Sofia Loren sunt doar câteva dintre figurile feminine care au îndrăznit, au crezut, au avut curaj, iar astăzi pot fi surse de inspirație pentru noi. Femeia lider este cea care se lasă inspirată, iar conferința The Woman este un eveniment dedicat spiritului antreprenorial feminin. Anul acesta, conferința de leadership The Woman este la 8-a ediție, iar pe 28 martie la Wonderland Resort își dau întâlnire peste 500 de femei care, cunoscându-și potențialul, doresc să contureze cea mai bună versiune a lor. De-a lungul atâtor ediții, prin intermediul speakerilor naționali și internaționali, mii de persoane au găsit inspirație și au căpătat curaj pentru a materializa ideea antreprenorială. Scopul conferinței este așadar de a ne încuraja să trecem de la idee la implementare. Lăsați-vă inspirați! Alături de mine în studioul TV Cluj-AM se află Crina Ciocean, care este reprezentant The Woman. Salut, Crina! Bună ziua, Patricia, și mulțumesc frumos pentru invitație. Mă bucur să fiu alături de tine și alături de telespectatorii tăi. Și eu mă bucur că ești aici. Crina, Clujul abundă în foarte, foarte multe evenimente, da? Iar conferința The Woman adună peste 500 de femei din fiecare oraș al țării, ceea ce este foarte impresionant. Este un mare, mare succes pentru voi, pentru că voi sunteți la a 8-a ediție, ceea ce nu mi se pare puțin lucru. Da, săptămâna aceasta este săptămâna The Woman, atât pentru noi ca echipă organizatoare, cât și pentru participantele care vin în fiecare an. Ne aflăm la cea de-a 8-a ediție și dacă la început, în urmă cu 8 ani, am început destul de timid cu 200 de participante, am reușit să creștem an de an și să aducem evenimentul de la o conferință de business, cum a fost gândită inițial, la o conferință de leadership feminin. Ne-am dat seama că în timp și prin speakerii pe care avem și prin temele pe care le abordăm, de fapt vorbim despre leadership, nu doar despre business. În urmă cu 2 ani aveam ca și speaker femei din zona de antreprenoriat și business și toate subiectele erau în direcția asta. Între timp, pe măsură ce am organizat ediție cu ediție, ne-am dat seama că noi vrem să prezentăm mai multe fațete ale femeii de om, așa cum o vedem noi, astfel că încercăm să aducem de fiecare dată, pe lângă femei care au un business în spate sau fac antreprenoriat asta de ani de zile și o fac cu succes, să aducem și atleți, și actrițe, și femei care cumva sunt în lumina reflectoarelor, dar care, bineînțeles, au o imagine cât de cât ferită de scandaluri și care și-au clădit această celebritate prin muncă și prin exemple de bune practici. Deși este tot mai greu să găsim femei care sunt celebre și care sunt pe prima pagina a ziarelor, cred că încercăm să facem cel puțin o treabă destul de bună la capitolul ăsta. Da, iată, imperfecțiunile nu constituie un impediment în a realiza toate dorințele și visurile, însă a fi pe paginile de scandal nu este ceea ce este dorit. Nu. Dacă ar fi să vorbim despre cum alegem noi speakerii la fiecare ediție, după ce alegem tematica, încercăm să arătăm aceste fațete și alegem 2 sau 3 antreprenori, 2 sau 3 manageri care conduc o multinațională sau o companie mai mare sau și o fac cu succes, femei care poate sunt jurnalist sau sunt de profesie sau lucrează cumva în televiziune sau, după cum spuneam, în lumina reflectoarelor și le grupăm pe paneluri pentru a scoate în evidență ce le motivează sau cum fac ele să ajungă să cunoască această celebritate. Ne bucurăm că de fiecare dată femeile răspund pozitiv la invitația noastră și vin și împărtășesc la fiecare ediție acele mici ingrediente care fac să
sau care constituie la succesul lor. Desigur, dacă vorbim de subiecte, de multe ori se prezintă și partea mai puțin pozitivă a succesului. Asta se motivează cu adevărat, da? Partea aceea mai puțin plăcută. Asta motivează participantele din sală, pentru că își dau seama că atât ele cât și doamnele de pe scenă au o viață destul de asemănătoare sau în anumite puncte din viață întâmpină probleme și situații pe care le întâmpinăm și noi zi de zi. Adică chiar dacă sunt o femeie de succes, chiar dacă sunt un antreprenor de succes, la fel ca și doamnele din public, am o familie acasă, am situații în care mă cer cu cei din jur sau întâmpin situații neplăcute sau poate din punct de vedere fizic nu mă simt tot timpul așa cum se vede în social media sau la televizor. Dar merg mai departe și prin asta transmit că se poate. Și așa femeile din sală pot să vadă că există exemple și că se poate și nu trebuie să își impună acele piedici pe care de cele mai multe ori noi ni le impunem la nivel mental. Da, pentru că este mult mai bine să riscăm și să greșim decât să nu acționăm. Da. Cu siguranță. Cu toții ne dorim să evoluăm în viață, da? Și să avem un parcurs frumos. Vreau să știu care este elementul de noutate, dar să nu ne dezvălui toate ingredientele conferinței. Care este elementul de noutate al acestei cele de-a 8-a ediție și cum se diferențiază ea de prima ediție? Păi, după cum îți spuneam, la prima ediție, sau inițial de Woman așa a început, ca o poveste al femeilor care sunt implicate în business și vorbeam foarte mult de partea de business, de latura profesională. Însă ne-am dat seama că femeia, pe de o parte, este nu neapărat mai sentimentală, dar ea de multe ori gândește cu inima înainte să gândească cu mintea. Și ne-am dat seama că de la an la an vorbim și despre alte subiecte pe lângă partea de business. Dacă la început conferința se numea Conferința de Business Feminin, între timp i-am dat denumirea de Conferința de Leadership Feminin. Ce aducem noi în nouă ediția asta este în primul rând o nouă locație, pentru că locația anterioară nu ne mai permitea, am crescut. Ediția asta așteptăm peste 600 de femei, că avem deja înscrise. Am schimbat locația, am adăugat gala premiilor. Vrem să premiem și să le remarcăm și să le scoatem în evidență pe acele femei care, într-un fel sau altul, fac bine ceea ce fac. Și oferim, este singurul premiu pe care l-am anunțat, restul sunt surprize și vă așteptăm la eveniment să le... Da, și tocmai de aceea, în data de 28, de la ora 10, îi așteptăm pe toți cei interesați sau pe toate cele interesate să participe la această conferință, dacă mai sunt bilete, bineînțeles. Depinde. Așa. Cum mai sunt. Premiul pe care l-am, singurul pe care l-am anunțat este cel pe care îl acordăm Irinei Margareta Nistor. O să-i acordăm un premiu pentru întreaga carieră. Eu personal am crescut cu ea, pentru că în perioada copilăriei am prins și vremea comunismului. Și nu exista Netflix, nu exista HBO, nu exista alte canale. Ne uitam la filme subtitrate și recunosc vocea. Încă, cred că în orice moment, dacă închid ochii și o ascult, o să spun, da, ea este Irina Margareta Nistor. Mă bucur că o să fie alături de noi. Este o persoană extraordinară. Are o carismă incredibilă și de-abia aștept să o cunoaștem mai îndeaproape. Celelalte premii sunt niște surprize, sunt doamne care s-au făcut remarcate în domeniul din care fac parte și o să le vedeți la eveniment, pe lângă speakerițele pe care deja le-am anunțat. Da, care este publicul vostru? Pentru că știu că aveți atât persoane din zona de management, din industriile creative, cele online, antreprenoriat. Păi, în primul rând, publicul, după cum poți să ghicești, este în mare majoritate feminin. Este o conferință de leadership feminin. Nu este neapărat o mișcare feministă, să nu se înțeleagă. Asta este o mișcare feminină. Pune mult accent pe feminitate, pe acele atribute care fac femeia completă și care o fac iubită de cei din jur. Mă întrebai despre... Despre public. Public. Da. În primul rând, după cum spuneam, este un feminin.
după aceea este cu precădere din zona Transilvaniei. Lucrează, este ca profil, ori este femeia care lucrează într-o multinațională, ori are un mic business, este o mică antreprenoară, femei care sunt interesate de dezvoltarea lor personală și își permit să-și ia o zi liberă să vină la The Woman. Cam ăsta este profilul femeii The Woman. Deci ori este antreprenor, ori poate conduce o mică echipă, ori poate o echipă mai mare, dar este femeia care în principal este interesată de dezvoltarea ei personală și de asta vine la The Woman. Da. Mie mi se pare că această conferință este un început. Un început pentru atâtea persoane, da? Pentru că, practic, vin acolo, acumulează anumite resurse, culeg anumite informații și pleacă de acolo, să zicem așa, îmbărbătate, da? Cu curaj, cu perspectivă, li se creează viziune. Câte dintre femeile care vin la voi crezi că reușesc să-și materializeze aceste visuri antreprenoriale? Aveți un feedback de obicei de la ele sau, nu știu, există o anumită legătură pe care o mențineți cu cei care participă la conferință? Da, păi să încep cu începutul. Între timp, de la această conferință, am dezvoltat un proiect mai mare de uman. Am lansat o revistă online, am lansat revista Print, pe care, apropo, o să o găsești în cadrul conferinței. Pentru acest număr am făcut ceva cu totul diferit. De abia așteptăm. Este un conținut extrem de mult muncit și de care suntem foarte mândri. Ce vreau să spun legat de proiect. Deci proiectul l-am dezvoltat și avem mai multe planuri pe viitor. O să-ți spun în minutele care urmează. Că este un nou început și dacă aveți acest feedback de la persoanele care vin. La fiecare ediție luăm feedback. În general este un feedback punctual pe prestația speakerilor sau poate pe partea de organizare. Vrem la fiecare ediție să îmbunătățim lucruri. Dar, cu mare bucurie, primim și mail-uri prin care, de exemplu, un mail concret, nu mi-aduc aminte numele și nu știu dacă persoana respectivă chiar vrea să îl dea. Da. Mi-a scris, m-am bucurat atât de mult că am participat la The Woman, pentru că după ce s-a încheiat evenimentul, mi-am dat inima în dinți și mi-am pornit propria mea afacere. Era vorba despre un magazin online cu accesorii și cu produse din domeniul amenajărilor interioare, care am înțeles că funcționează și ea era foarte fericită că în urma participării la The Woman a luat această decizie. Am mai primit testimoniale de acest gen și mail-uri, dar ăsta a fost foarte concret, adică cu date exacte, am făcut asta. Da. Sunt convinsă că sunt mai multe femei care fac asta și sper că se întâmplă în urma participării la The Woman. Da, chiar dacă această schimbare, Crina, intervine la nivel individual, profesional sau societal, dar este foarte importantă, oricât de mic ar fi ea, nu? Da. Schimbări cu siguranță se întâmplă. Avem participante care vin la fiecare ediție, care își aduc și alte prietene, ne scriu, ne dau feedback-uri în social media. Zilele astea am avut o campanie cu unul dintre parteneri și am avut peste 180 de comentarii și reacții și ne-am bucurat că, uite, comunitatea ne urmărește. Ajunge la cât mai multe persoane, da? Și ajunge exact așa cum îl transmiteți. Cred că și asta este foarte relevant. Să ajungă exact așa cum îl transmiteți, da? Și ceea ce este foarte important este că prin această conferință voi lăsați oamenii să se inspire. Da? Da. Este unul dintre scopurile conferinței, acela de a inspira. Legat de mesaj, să știu că câteodată lansăm un mesaj și poate nu este perceput exact cum ne-am dorit noi. De ce? Pentru că noi ca oameni am observat că există această tendință, poate nu ni se întâmplă neapărat doar nouă, dar din păcate, de obicei când se merge înspre online, lumea cam ia ce vrea. Exact ca într-un comunicat de presă sau într-o știre pe care o citim. Fiecare citește bucăția care îi convine și după aceea... Da, dar mă gândesc că cei care au parte de înțelepciune, cred că mesajul ajunge exact așa cum îl transmiteți. Fina, am și eu o surpriză pentru tine, să știi, nu doar tu faci surprize celor din jur. Am câteva întrebări pregătite. Te rog. Da, am trei doamne drăguțe, simpatice. Una dintre ele a participat chiar anul trecut la conferința The Woman, așa că aș dori să vedem întrebările. O avem aici pe Anda Șuta, care ne întreabă: ce face concret The Woman în privința diferenței salariale între bărbați și femei, adică pay gap-ul? Da, este un subiect care ne preocupă.
nu a fost neapărat pe agenda noastră până în acest moment. Există o asociație în România care luptă pentru asta, este o Professional Women Network la nivel internațional și au reprezentanțe și în România. Există pe agenda noastră. Noi, după ce se încheie această ediție, vrem să o să dăm start unei campanii și pe agenda anului de acest, pe agenda acestui an se află și acest subiect. Ce vrem noi să facem anul acesta, pe parcursul anului, să facem niște grupuri de lucru, dacă aș putea să le numesc așa, vrem să invităm femeile din comunitate care pot și doresc să se implice în cauze punctuale. O să ne așezăm la mai multe mese și o să discutăm punctual ce putem să facem fiecare dintre noi pentru anumite subiecte. Acest subiect este pe agenda noastră. Recunosc că nu am făcut mare lucru în acest sens, dar sper ca, bineînțeles, cu ajutorul comunității să putem să facem un pas în această direcție. Da, a doua întrebare o avem din partea Ioanei Codreanu, care ne spune așa. Ce aduc în sprijinul femeilor antreprenoare aceste conferințe pentru a le ajuta să devină mai încrezătoare în ele însele că pot face un business de succes? Păi, în primul rând, aducem exemple. Aducem pe scena de women femei care asta fac și care pot să vină cu exemplu personal, care explică și se pun la dispoziția publicului și multe dintre ele chiar își deschid sufletul și spun tot ce e acolo în spate. Și prin asta sperăm să inspirăm, și asta este unul dintre scopurile principale a conferinței, să inspirăm publicul care vine în sală. Pe de o parte. Pe de alta, ne-am exprimat de-a lungul timpului disponibilitatea de a face contacte mai departe înspre speaker sau înspre femei care ar putea să ajute dacă există un caz punctual. Avem, pe agenda noastră există și un program de mentorship la care o să-i dăm drumul, dar concret, în primul și în primul rând, este partea de conferință, în al doilea rând, disponibilitatea noastră de a face mai departe contacte, dacă este cazul și dacă ni se solicită pentru ajutor punctual pe anumite business-uri. Da, și ultima întrebare, din partea Oanei Peltan, care este manager LinguaStar, ea ne întreabă ce vă motivează în viața profesională și în cea personală? Ce mă motivează zi de zi? În primul rând, cred că dorința de a face lucrurile cât mai aproape de perfecțiune. Știu că perfecțiunea nu există, însă de-a lungul timpului, în special lucrând în evenimente, trebuie să fii foarte atent la detalii. Ori dacă ești foarte atent la detalii, o să observi toate lucrurile care nu sunt foarte ok. Nu știu, începând, dacă am început să facem corectură de revistă, o să observi și dacă faci asta de 2-3 ori, o să observi fiecare. Da, asta înseamnă profesionalism, da? Pentru că vrei să fii foarte eficient și pentru că întotdeauna după ce faci un lucru într-o anumită manieră, simți că ai fi putut sau ai fi vrut să-l faci și altfel. Da, da, lucrurile astea și aceste, nu știu dacă sunt ticuri, aceste obiceiuri își pun amprenta în tot ceea ce fac. Eu în mod personal și mă motivează ca de fiecare dată când fac ceva să o fac cât se poate de bine și nu aș putea să am liniștea dacă știu că puteam să fac mai mult în acel proiect. Asta e un lucru care mă motivează. Apoi oamenii cu care lucrez, echipa, suntem foarte multe fete în echipă, avem și doi colegi, dar care sunt așa mai în umbră de obicei și în poze poate de la evenimente și în discuțiile cu parteneri, cu speaker, o să fie femeile. Da, iată, Alfa și Omega sunt în echipa de woman, da? Da, dar de data asta nu există neapărat un echilibru din punct de vedere al, nu este un gender balance, pentru că suntem mult mai multe femei decât băieți. Echipa este minunată, sunt și momente când este mai multă tensiune, când suntem poate obosiți pentru că urmează evenimentele, dar găsim momente să stăm în cafea, să râdem. Parte și din proces, da. Face parte din proces. Sunt etape prin care trebuie să trecem și atunci, cu siguranță, și aceste mici lucruri sunt justificate. Crina, anul acesta tematica este Leaders of Change. Crezi că femeilor le este teamă sau le este dificil să fie lider? Le este, cred că le este teamă de schimbare. Cred că de multe ori, multe dintre noi simțim că este timpul pentru o schimbare, dar ne este frică și tocmai asta este mesajul. Dacă ți este frică, atunci ar trebui să o faci. Cred că de cele mai multe ori, și am spus asta și eu personal, și mulți dintre speakerii și oamenii cu care interacționez, spun că de multe ori este mai bine să-ți pară rău că ai făcut un lucru decât că nu l-ai făcut și nu l-ai încercat.
câteodată este nevoie de schimbare când, poate și din punct de vedere profesional sau, nu, să zicem, nu ne legăm neapărat de viața personală, dar dacă... Dar sunt etape în viață, dar în care simți că a venit momentul să faci câte o schimbare. Faci câte o schimbare, ce recomandăm noi este să fie bine cântărită, poate să ceri ajutorul unui mentor. Da, să particip la conferințe care să-ți lărgească un pic orizontul și să nu iei așa decizii sub aspect impulsiv. Asta da, câteodată și impulsivitatea face bine. De ce nu e bine să faci ceea ce simți? Ori dacă tu simți că trebuie să faci o schimbare, atunci fă-o. Am cerut de multe ori sfaturile speakerilor pe care îi urmărim și femeilor cu care colaborăm. Și am primit multe sfaturi, începând de la a călători și a-ți lărgi orizonturile, a citi și a te implica în tot felul de programe de dezvoltare, în a te implica în ajutorarea celor din jur, în a face voluntariat. Ideea este să încerci să-ți lărgești tot timpul area de confort. Da, și să îndepărtăm aceste temeri, da? Îmi place foarte mult comparația aceasta cu Icar, da? Care vrea să-și ia zborul și datorită molozului, să zicem așa, pe care îl are pe aripi, da? Dificultatea asta și temerile, grijile, părerea celorlalți, ce vor spune ceilalți despre noi, țin să ne... țină din scurt în loc, da? Și să nu ne lasă să accesăm genialitatea noastră, da? De multe ori. Și de asta este bine să îndepărtăm totul și să fim autentici, să reușim să fim așa cum suntem noi, pentru că sunt sigură că și speakerii care vin la această conferință The Woman sunt foarte autentici și asta ar fi cheia succesului, ca să spun așa, a lor, pentru că au îndrăznit să fie ei chiar cum sunt ei și nu au încercat să copieze pe nimeni, ci s-au lăsat inspirați, dar produsul finit al personalității lor este ceea ce se sunt ei. Da. Corect. Și filtrează practic tot ce se întâmplă. Am și spus o ediție anterioară, tematica noastră a fost fi cea mai bună versiune a ta. Multă lume ne-a întrebat, nu credeau că în momentul în care vorbești de cea mai bună versiune te gândești la perfecțiune, ori noi, asta a fost mesajul, ca să fii perfect trebuie să fii tu însuți în primul rând, nu trebuie să copiezi 100% modele pe care le urmărești, pentru că sunt lucruri care nu da. Poți să ți le asumi neapărat. Deci poți să iei ceea ce este bun, poți să iei exemplele, să încerci să îți asumi trăsături și părți din acele exemple, dar trebuie să fii autentic și cea mai bună versiunea ta înseamnă să fii tu însuți, în mod asumat. Da, Cristina, care ar fi caracteristicile femeii lider? Cum se diferă ea de o femeie obișnuită, să spunem așa? Nu știu dacă le-aș categorisi în femei obișnuite și femei lider sau femei celebre. Poate femeia lider poate fi o femeie încrezătoare. Este o femeie încrezătoare. O femeie care îi place să liște. Da? Da, dar în același timp nu le-aș împărți neapărat pe categorii. O femeie lider poate să fie lider în familia ei, poate să fie lider la locul de muncă, poate într-adevăr să se afirme. Eu cred că de multe ori noi facem o confuzie între lider și șef de departament, spre exemplu, sau manager de companie și lider. Dacă ești manager de companie și asta îți scrie în fișa postului, nu înseamnă neapărat că ești lider. Un lider este un om care este urmat natural, în mod natural, de către ceilalți din jur. Ori asta trebuie să o faci prin exemplu, prin atitudine, prin curaj, prin comportament, prin deciziile pe care le iei. Deci a fi lider înseamnă, practic, însumează mai multe lucruri. Dar nu neapărat o funcție, ci mai degrabă, mi se pare că asta este percepția generală a publicului, ci mai degrabă a fi urmărit în mod natural de ceilalți din jur. Da, minunat. Ne vom vedea atunci joi. Îți mulțumim foarte mult că ai fost prezent aici și că ne-ai schimbat sau ne-ai făcut să vedem altfel percepția leadership-ului, da? Vă aștept cu drag. Vă aștept pe theoman.ro, pe social media, să ne urmăriți. Pe parcursul anului avem mai multe evenimente. Acesta, într-adevăr, este evenimentul nostru mamă, cel mai mare și cel mai vechi. Urmăriți revista noastră și fiți aproape de noi, pentru că o să venim cu noi provocări și o nouă campanie pe care o să o lansăm chiar joi. Da, și am să te rog să-mi lași un mesaj, un citat inspirațional sau, nu știu, o provocare sau ce dorești tu. Ok. O scriu acum? Da, dacă dorești, poți să scrii acum. Bun. Femeia lider
își va depăși întotdeauna spațiul de confort și va încerca să călătorească cât mai mult. Da, îți mulțumesc. Iată o conferință care adună foarte, foarte multe femei care reușesc să își lărgească orizontul, da, reușesc să socializeze, să schimbe păreri, impresii. Crina, ce te face pe tine bucuroasă? Pe lângă organizarea acestor evenimente și implicarea ta activ, participativ în tot ce te faci. Călătorile. Ador să călătoresc. Până în prezent am văzut 30 de țări. Chiar le-am pus, în ianuarie am fost în India și la întoarcere am pus pe o hârtiuță orașele și țările pe care le-am văzut. Anul ăsta mi-am planificat încă 2-3 tripuri. Sunt pasionată de domeniul cafelei. Mă interesează zona de business, citesc foarte des tot ce înseamnă presă internațională în materie de business. Sunt interesată de dezvoltarea mea personală. Vreau la un moment dat să mă implic în comunitate. Încă îmi caut acele motive pentru care să mă implic. Dar pe lângă job, cred că asta este pasiunea mea cea mai mare, să călătoresc, să cunosc oameni noi, să văd culturi, să văd o gândire diferită și am întâlnit oameni extrem de diferiți față de europeni și în special la România. Îți doresc foarte multe călătorii și cât mai multe ediții ale conferinței The Woman. Până data viitoare, nu uitați să rămâi interesat, este mult mai important decât să fii interesant. Îți mulțumesc foarte mult, Crina, și baftă joi! Mulțumesc! La revedere și mulțumesc partenerilor pe această cale!